În primul cântec mă prezint, mai am câteva emoții, câteva, vreo 3-4, mă prezint ca un cetățean simplu al acestei minunate țări locuite. Mă numesc Mitică și sunt nemulțumit. Să începem, dragi prieteni, să ne fie clar, eu sunt Mitică, mă cunoaște toți Recu și Raja. Mie de nimic nu-mi este frică, scur pe doi cu mine nu ține vraja. Le tot zi mereu că au luat-o razna, nu pot să mă abțin, nu pot să-mi țin gura, că arată ca porcul de basna, pentru a nu știu câta oară factura, că arată ca porcul de basna, pentru a nu știu câta oară factura. Dar se pare că măgii de pomană m-au țăcat din nou de 3 milioane. Când la ușă mă trezesc cu o cucoană, una grasă de la telefoane. Și cum să vă zic, o lac peste toate, vine doamna mea de la coafeze și mi-o zice scurt, vreau bani bărbate, nevastă. Ia-ți viteză. Și mi-o zice scurt, vreau bani bărbate, nevastă. Ia-ți viteză. Sunt nemulțumit, când m-am născut nu eram gata. Cred că s-a grăbit tot neamul meu, mama și tata. Nu m-au consultat când să mă nasc iarna sau vara. Dacă-mi convine, dacă o ales bine, maternitatea și țara. Și problema se pune în felul următor. Domnul ziceați că nu știu să vorbesc pe accentul ăsta? Care e problema că ești nemulțumit? Ce faci? Faci următoarea chestie. Mi-am pus în pahar o vodcă mare, vreau să mă pile și să uit de toate. Nu mai am nimic prin buzunare, cert e că așa nu se mai poate. Mai trag un pahar și o țigară, trag o mână disperată prin freze. Gata-s hotărât până la vară, mă apuc să învăț limba engleză. Gata-s hotărât până la vară, mă apuc să învăț limba engleză. De ce că vreau la americani cu disperare să ajung că maxim peste un an vor organiza cu pompă mare un concurs pe postul de Superman. Și atunci va vedea această clică ce mă ține din factură în factură. Cine-i Superman nou, Mitică? Ce de punct o să-și ai în gură? Cine-i Superman nou, Mitică? Ce de punct o să-și ai în gură? Dar până atunci sunt nemulțumit, când m-am născut nu eram gata. Cred că s-a grăbit tot neamul meu, mama și tata. Nu m-au consultat când să mă nasc iarna sau vara. Dacă-mi convine, dacă o ales bine, maternitatea și țara. Și cu asta v-am spus despre cine. Mulțumesc pentru atenție, la revedere, să arătăm asta. A plecat Liviu, nu pot să plec. Așa, am... Continui să spun gluma asta, pentru că întotdeauna strădește câteva zâmbete. Câteva. Când s-au furat niște arme dintr-un depozit din Ciorogârla cu niște ani, când eu mergeam în Brazilia și veneam în acasă, totuși veneam acasă, câte o lună, așa, mă oprește un agent, un agent de poliție, și zice, deschideți portbagajul. Se furaseră armele alea. Eu zic, a, căutați armele alea. Da, lăsați, deschideți portbagajul. Deschid. Un haion de ăsta mare, așa, la un tiguan. Înăuntru aveam chitara băgată într-un toc. Și mi-aduc aminte de filmul cu Banderas.
Dala se uită și zic, stați să vedeți că înăuntru este o chitară. Să trăiți, nu e nevoie, v-am recunoscut, domnul Mărgineanu, drum bun! O școală absolvise, nu are niciun ban, de mâine însă profesează, el e milițian. El pleacă în concediu, timpul e frumos, mămica lui i-a dat mașină să nu meargă pe jos. Și am uitat să vă spun la refren, e cam așa, versurile sunt foarte simple, vă rog frumos să cântați cu mine, sunt foarte simple. Refrenul este cam așa. Încercăm? Hai, 1, 2, 3. Foarte bine, sunt foarte bine, minunat. Ia l-a văzut la mare, la ea l-a imitat. El din grădina a rupt o floare și s-au sărutat. Au stat o săptămână pe strada Someșan. Ea are aur mult pe mână, el e milițian. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Aproape că o să cântăm refrenul și cu efect. Liviule, nu te băga! Ea e din Țăndărei, dar lucrează la butic. I-a spus și lui povestea ei, el n-a înțeles nimic. Ea-și face și seralul, deja în al doilea an. El șa de bine cu moralul, că e milițian. Ding, 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 ding. Blaua, acasă s-a înturnat. S-a îmbrăcat în uniformă, la muncă a plecat. Dar după un an de zile o veste a primit. Acum 3 luni la 4 kg pe lume a venit. Și acum vine cu eco. Și partea a doua vine. Complicat, eh? Poți să faci de-astea? El vrea să-și vadă fiul, un telefon el dă. Ea-i spune că a născut fetiță, pe loc e leșină. El pensie plătește, se împlinește un an. Elisabeta se numește, Elisabeta se numește, Elisabeta. Și aici m-am lăsat să plec și m-am îndepărtat. El e milițian. Și ca să vedeți că am prieteni în domeniul ăsta. Un prieten foarte bun a fost pomenit în seara asta. Se numește Radu. E din Constanța. Se mai duce lumea în vizită la el din când în când. Mi-a blocat roata mașină la mașină de 5 ori. Și am făcut un cântec. Așa că la refren am rugămintea, eu o să spun Radu și dumneavoastră mază. Reținem, da? Două silabe. Mază. Și ne oprim, da? Cât de suav! E un lucrător destoinic, își cunoaște meseria, ca mai toți românii care încă sunt pe aici. Când îl văd cu șapca aia, ce-a dat-o primăria, cum muncește cu ardoare, parcă simt furnici. Este ofițerul Radu, un chitanțier el are. El de urbe are grijă, nimeni ca el. Are un papu cu cadru, care în spate-i plin cu fiare. Mi-am parcat mașina în curbă și a apărut el. Radu! Radu! Radu m-a zărit. Și-n bloc. Și-n bloc, roata la orice, bravo! Urbea mea e cea mai tare, cu străzi noi și iluminate. Și noi toți, ca și răducul, este evident. Avem grijă de parcare, fiindcă altfel nu se poate. Altfel apare papucul, Radu e prezent. Ieri mergeam către faleză, am trecut de barieră. Taxă nu plătesc, sunt tare, nu vreau mușchii mei. Scot olcitul din viteză, să-mi agăț o parteneră. Când aud zgomot de fiare și se aude, băi, ce faci, măi?
Radu Mazări! Radu Mazări! Radu Mazări! Și-n blom, și-n blom, roata la Olgin! Dar se spunește de o vreme că răducul are o boală, o boală de nu se poate pe mașini cu B. Hai, unul de ăsta îmi face semne cu o problemă mai nasoală. Opresc Olgin în spate să-l întreb ce e. Am avaria pornită, însă asta nu contează. Ordinea și disciplina iar am încălcat. Hei, cine credeți că se agită și chitanță îmi completează și blochează iar Olgin-ul? Cine m-a blocat? Radu! Radu, Radu Mazărin, și-n blom, roata la voce. Dacă mă mai prind odată, n-are rost să mai descuie. Cred că am dat până acum suta de parai. Cu așa căruță, tată, cum mai intru eu în uie. Acolo e numai spuma, mai bine mi-o tai. Dacă te era blagită, nici nu iau pe ea 100. Poate să-și o ia acasă, să o conducă ei. Sau dacă e puțin vopsită, cred că nici nu o mai mută. Face Olgin loc de joacă pentru curadei. Pici, pici, cred că îmi voi lua căcaii de la pici. Nu-i poate bloca. M-am mirat că, adică nu m-am mirat de fapt, că copiii n-au preluat, copiii din seara asta și de ieri, n-au preluat din cântecele mele pentru că ei n-au soacre. E de înțeles, na. E, mai târziu s-ar putea să... Bun, o întâmplare... bine, sunteți copii mai mari, așa că pot să cânt. O întâmplare banală, simplă, dintr-un cartier banal și simplu, dintr-un oraș oarecare... Mă rog, Constanța, dintr-o parcare oarecare, într-o mașină oarecare, asemănarea cu mine este pur întâmplătoare. E o întâmplare ce-am să evoc și încă ce întâmplare, dintr-o parcare de lângă bloc, fără iluminare. Mergeam la colț ca să-mi iau cocârț și aici fac o paranteză. Cocârț la zona noastră e țuică din ciofi, din bufoacă, din electroz, din țuică să fie. Mergeam la colț ca să-mi iau cocârț când văd în bezna deasă, și nu mă refer la Adibezna, așa era acolo, era întuneric. Când văd în bezna deasă o limuzină ce făcea scârț, o limuzină bengoasă, 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 bengoasă. Huța, 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 parcă pe val e mașinuța. Ce telescoape, ce arcuri de soi, ce unduire duioasă. Huța, 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 parcă pe val e mașinuța. Scârție noapte ca un pințigoi cu frâna de mână trasă. Două persoane se legănau pe ritmul inimii. Două picioare care purtau pantofi nevestimii. Loveau în geamuri insistător în spate la mașinuță. Când văd deasupra picioarelor ca un vecinului Luță. Huța, 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 parcă pe val e mașinuța. Ce telescoape, ce arcuri de soi, ce unduire duioasă. Huța, 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 parcă pe val e mașinuța. Scârție noapte ca un pițigoi cu frâna de mână trasă. Am avut și o viață grea. Mă dați seama dacă am rezolvat trei soacre. Mă acuza nevastă mea de câte ori ne certam. Că nu-mi investesc încrederea în ea, că încredere nu mai am. Și acum o văd cum mădușește cu Luță în mașina mea, care de zor își investește toată, dar absolut toată.
și muța, ce telescoape, ce arcuri de soi, ce mânduire duioasă. Huța, 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 barcă pe valie, mașinuța, scârție noapte ca un pițigoit cu frâna de mână trasă. Și atunci peluță m-am enervat, dar nu că investea. Eu știu că ușile-am reparat cum de intraseră în ea. După ce luța investit și s-au cărat la șosea, mi-am investit și eu în Olcit toate, dar absolut toate încrederea mea. Huța, 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 ce frumos arde mașinuța. Luță nu mai are acces la Olcit ca loc de investit. Huța, 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 arde ca torța mașinuța. Oricum ca s-o folosesc nu mai puteam, cu urme de tocuri pe geam. Sper că n-a fost prea... Dar bine, am un prieten foarte bun în Constanța care se numește... Am zis să nu treneze chestia, dar e interesant textul ăsta, e foarte scurt. Apropo de treaba asta, relația bărbat-femeie, care de regulă este foarte frumoasă, eu vă spun acum doar excepțiile. Așa, se numește Noni Ananie Gagniuc, este supranumit amiralul, că el chiar a fost în armată într-un grad foarte înalt, amiralul umorului românesc, și a scris acest mic textuleț, care se numește Bărbatul și femeia ca faună. Într-o viață aproape normală, stai să fac așa un... Bărbatul trece în viziunea femeie printr-o serie de transformări zoologice. Unele complet ilogice. La început, puișor, puiuț, pui, iepuraș, gândăcel, motănel, mielușel, cocoșel, ursuleț, bursuc și mânz. Apoi devine armăsar, taur, leu, leopard, tigru, iepuroi, dulău, cârlan, cintezoi și cocoș. Ușor, ușor se transformă în popândău, măcăruș, țap, berbec și vițel. Spre final ajunge buzgan, papagal, sconx, gorilă, orangutan, dinozaur, cașalot, mastodont, măgar, porc și inevitabil boul dracului. Cu totul altfel se pune problema când e vorba despre femeie. Pornește de la privitătoare, mierlă, ciocârlie, șoricel, pisicuță, broscuță, libelulă și trece spre porumbiță, maimuțică, fâță, vulpiță, pupăză, bumiță, enbuhă, ajungând la viespe, viperă, lipitoare, ciocănitoare, cucuvea, gâscă, hienă, cățea, balenă și evident, asta nu pot să zic. Dar era ceva cu încălțată. În concluzie, mare grădina ta, Doamne, plină de gângâni, lingioane și animale de tot felul, cum se mai spune în popor, numai om să nu fii text de Ananie Gagniuc. Cine știe câte, cine știe jocul ăla cu Pokémonii? Îl știți? Era vestit într-o vreme. Un om pasionat de jocul ăsta cu Pokémonii are parte de o aventură mai puțin așteptată. Deci se numește un Ion și un Pokémon. Mă prezint Ion cu tare, am o pasiune mare, merg cu telefonul mână de mai bine de o lună, la fel ca și alți Ioni, să culegem Pokémoni. Am gătat multe opinci să ajung la nivelul 5. Să-mi trag o fantastică, sală de gimnastică, dar devine monoton că mai trebuie un Pokémon. Unde naiba să-l găsesc? Crem ca să înnebunesc, să-l dau cu praf de stele din câștigurile mele.
dormitor, să o pup pe puișor. Puișorul e pat-coală. Și-am simțit cum mi se pune o dorință de a-i spune cât de mult eu o iubesc și cât după ea tânjesc. Și acum vine Liviu Ciulecu cu un solo de chitară. Îl deschid și un pișichier. Gol se încordează iute. De ziceai că-i vine, zice: bine ai venit, amice. Te felicit, nea Ion. Ai găsit un Pokémon. Și simt precum rare ori pe la Pokéballs fiori. Îl chem la bucătărie să sărbătorim puțin, așa cum îmi place mie, la un păhărel cu vin. Aseară de la balcon o chicat un Pokémon. Până un alta am vorbit cu șeful suprem să nu dea ploaie și n-a dat, dar cântecul ăsta se inspiră din zona aia de ploaie de acum niște ani de zile și se numește Vine valul și mi-a cald. Crește suspancele. Toată viața averea am vrut să fac. Am pornit de la un biet căluț. Mi-am legat căluțul de un copac. Pentru apă am săpat un muț. Pârâul din sat curgea spre mat, unde muzică îmi plăcea să ascult. Dar într-o zi pârâul s-a umflat, eu stau și ascult refrene de mult. Vine valul, îmi ia calul, îmi ia scroapa din coteț. Mi s-a dus averea toată, numai soacra-n curte noată. S-a dus casa și pârâma de nutreț. Vine valul, îmi ia calul, murg un noată în aval. Soacra-i bine ancorată, Doamne, cât de bine noată. De ce, Doamne, nu ai pus-o tu pe cal? Am luat un împrumut de la Bancop. Mă întorc în sat să torn ciment. Să-mi refac căsuța, am cascop. Dar fucking Bancop dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la obor. Am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia pârâul vinișor. Eu stau și ascult refrene de mult, că vine valul, îmi ia scroafa din coteț. Mi s-a dus averea toată, numai soacra în curte noată. S-a dus casa și pârâma de nutreț. Vine valul, îmi ia calul, murg un noată în aval. Soacra-i bine ancorată, Doamne, cât de bine noată. De ce, Doamne, nu ai pus-o tu pe cal? Iubesc țara în care m-am născut. Pot să fac în țara mea ce vreau. Pot să rap, să o iau de la început. Muzică s-a ascult la mat în timp ce beau. Legea îmi dă dreptul colosal să plec încă o dată la obor. Spending money pe al treilea cal, Putin bălegar pe legea lor. Că vine valul, îmi ia calul, îmi ia scroapă din coteț. Mi s-a dus averea toată, numai soacra-n curte noată. S-a dus casa și fărâma de nutreț. Vine valul, îmi ia calul, murg un noapte în aval. Soacra-i bine ancorată, Doamne, cât de bine noată. De ce, Doamne, nu ai pus-o tu pe cal? Ieri, aici o mică șmecherie, o mică minciună, am împlinit 50 de ani. Viața încă nu mi-a pus capac. Chiar dacă n-am casă și nici bani, este dreptul meu să spun ce fac. Am pierdut la viața mea 3 cai. N-am știut ca să-mi țin în frâu
tot îmi spun, o gloabă tot mai ai. Pe soacră mea, privind către pârâu. S-au dus caii mei cu valul, s-au dus proapa din coteț. Soacră mea filozofează, stă la mat, bea și fumează. S-a dus casa și mărâma pe nutreț. S-au dus caii mei cu valul, curte-i coală fără cal. Din tot ce am avut odată, doar mândria-i neschimbată. Fiindcă toți căluții mei s-acu pe val. Fiindcă toți căluții mei s-acu pe val. Fiindcă toți căluții mei s-acu pe val. Următorul se numește Înflorește Mazărea. Este preluat din folclorul studențesc de altă dată, în fine. M-aș bucura ca și acum să cânte studenții cântece de genul acesta. La final am intervenit eu. Finalul este unul foarte fericit, cu artificii, cu strigăte, cu chiote. O să vă anunț eu când să mă ajutați să participați la ultima strofă, ca să crește momentul ăsta, să facem așa, să fie așa o chestie, o nebunie totală, da? Deci înflorește, înflorește Mazărea. Mă uit la ea și simt că-mi crește inima. Fiecare bobișor poartă-l el un viermișor spre mândria tuturor. Și când vezi că în jurul tău se muncește, zi și noapte se trudește, cum să nu te prind și tu voinicește, ca să poți cânta așa. Dragi copii, pentru voi, din suflet, se dărâmă școala mea. Mă uit la ea și simt că... ia zi, ia copii, ia! Mă uit la ea și simt că-mi crește inima. Fiecare călădă, fiecare colțișor cade cap la profesor spre mântria tuturor. Și când vezi că jurul tău se muncește, zi și noapte se trudește, cum să nu te prind și tu voinicește, ca să poți cânta așa. Strofa asta nu e dedicată nimănui. Te înșală nevastă ta, mă uit la ea și simt că-mi crește inima. Fiecare colțișor poartă urmă de amor spre mândria tuturor. Și când vezi că jurul tău se muncește, zi și noapte se trudește, cum să nu te prind și tu voinicește, ca să poți cânta așa. O strofă dedicată iubitorilor de munte. Se zărește padina, mă uit la ea și simt că-mi crește inima. Transformat în dormitor este sala meselor spre mândria tuturor. Și când vezi că în jurul tău se muncește, zi și noapte se trudește, cum să nu te prind și tu voinicește, ca să poți cânta așa. Și dacă iubiți muntele și adrenalina în același timp, cadetele, cabina, mă uit la ea și simt că-mi crește inima. Fiecare călător ia în fund un brădișor spre mândria tuturor. Și când văzi că-n jurul tău se muncește, zi și noapte se trudește, cum să nu te prind și tu voinicește, ca să poți cânta așa. Momentul ăsta gata, crește, crește, aplauze, chiote, strigăte! A dat colțul soacră mea, mă uit la ea și simt că-mi crește inima. Peste tot prin dormitor, numai urme de topor spre mândria tuturor. Ia să vedem, pentru că nu-mi plac cântecele, nu-mi plac, cineva m-a rugat, băi, ai făcut cu inundații. Următorul este cu alunecări de teren. Nu face cu incendii, că stă la etajul 8. M-a rugat cineva și cum țin foarte mult la acea persoană, am zis că anul ăsta nu fac. La școală, ce făceam noi când ne spunea doamna profesoară de română să facem compunere? O făceam după structura acum.
Introducere? Și încheiere. Bun. O compunere aici, un brac în, puțin în faza, în chestia asta de râsul plânsul așa, dar mesajul este clar. Niște mitocani în țara asta ne fură pădurile. Da? Deci, dar eu îmbrac cântec într-o formă așa, puțin râsul plânsul. Introducere, da? Oricare dintre noi adică are la cap o păsărică. Eu sunt mai misogin un pic, așa că am un păsăric. Să cânt despre închipuiri, dezastre și nenorociri. Nu pot deloc să mă abțin, numai prostii în cap îmi vin. Mi-a bătut dealul la poartă, pietricele-mi bat în geam. De ce, Doamne, așa o soartă? Tu mi-ai dat nu da să am. Mi-a luat casa viteză, mă uit și rămân perplex. Mărioara pe dormeză stă în fund și cere. N-am înțeles ce-mi cere. Dacă înțelegeam, vă spuneam. Strofă contra naturii. Într-un fund de vale seacă, a nu se înțelege altceva. Taie braza, lupa pleacă și înfundă bine cetina. Dealul se oprește în vale, lângă un cioban matol. Ia-ți nevastă niște țoale, nu umbla în curte așa. Mi-a bătut dealul la poartă, pietricele-mi bată în geam. De ce, Doamne, așa o soartă? Tu mi-ai dat luna să am. Mi-a luat casa viteză, mă uit și rămân perplex. Mărioara pe dormeză stă în fund și cere. Parcă ar fi cântecul ăla cu cele două cuvinte. De dragoste. Scoală fă, scoate sofaua, trage-o iute cu o sfoară. Ne-a spart butelia casa și ți-am zis s-o dai afară. Ce te uiți așa ca muta, că surât nu-i un abuz. I was born urât, tempelo, what is your bloody excuse? Mi-a luat la casa viteză, pietricele bată în geam. De ce, Doamne, așa o soartă? Tu mi-ai dat la casă, am. Mi-a luat casa viteză, mă uit și rămân perplex. Aceeași mărioară, pe aceeași dormeză, stă în același fund și cere același. Nu pot să zic. Și acum vine strofă pentru natură și de fapt aici am vrut să ajung. Toți copacii de pe creastă au plecat la București. Nu mai râde ca o proastă, fiindcă tot urâtă ești. Nu mai facem casa în creste, fiindcă vine iarăși ploaia. Și dacă copaci nu este, este clar atunci că daia. Casa viteză, mi-a bătut dealul la poartă, pietricele-mi bată în geam. De ce, Doamne, așa o soartă? Tu mi-ai dat luna să am. Mi-a luat casa viteză, mă uit și rămân perplex. Mărioara mai dormează, stă în fund și cere. Mi-a vida, nu-mi lua casa, i-am pierida. Mi-a vida, dă-o la altcineva. Mi-a vida, nu-mi lua casa, i-am pierida. Mi-a vida, să facă ce-o vrea cu ea.
replica, da? Versuri grele. Mai aveți răbdare? Deci că trebuie să cânt mai mult așa. Mai am câte ceva de zis, da? Când am venit pe lume prima oară, eram un țar de surori și frați. Acum 2 milenii bună oară, nu aveam mamă, dar aveam 2 tați. Și unul era Decebal cel harnic, iar celălalt era Traian cel drept. M-au educat de mic să fiu paharnic, dar ca să promovez mi-au zis să aștept. M-au educat de mic să fiu paharnic, dar ca să promovez mi-au zis să aștept. Eram un tânăr pașnic, cum se zice, dar într-o zi pe baciul cel muntean l-am transformat pe tată în arșice. Mi se spunea și baciul ungurean. Și cum n-am fost dotat cu o mămică, când mă gândesc genunchii mi se înmoaie, mi-a dat să suc o creatură mică, mă adoptează prin islaz o oaie. Mi-a dat să suc o creatură mică, mă adoptează prin islaz o oaie. Mult mai târziu și bun la sufletare, am luat o bucățică dintr-un fac. Am mers la specialistul în topoare și mi-am făcut din dânsul un baltac. Și cum vecinul meu avea vaci și mioare și nimeni, dar absolut nimeni nu era mai bun ca el, m-am dus ca să-l întreb cam câte are și am băgat baltacul în cerebel. M-am dus ca să-l întreb cam câte are și am băgat baltacul în cerebel. Și pentru că-mi doream și pomenire, mi-am angajat zidarii cei mai cei ca să-mi construiesc o mănăstire, că nu era în zonă decât 3. Și în loc de fier pe dor mi-am pus nevasta, plângea săraca, însă asta e. Și am devenit celebru și cu asta mă mir că nu s-a dat la Pro TV. Și am devenit celebru și cu asta mă mir că nu s-a dat la Pro TV. Ce vremuri mai erau odinioară, când viața valora 2 pui de lei, puși în chimir, în sân, la subțioară, și reușeai ca să trăiești cu ei. Astăzi Traian pe daci nu-i mai omoară și nici nu se mai bate cu baroni. Iar de te uiți la viață, într-o doară, la cursul zilei, e 2 pui de roni. Iar de te uiți la viață, într-o doară, la cursul zilei, e 2 pui de roni. Acum vine ultima strofă. Ziceam eu că o modific când am făcut cântecul ăsta, dar a rămas așa. Și după cum spuneam și la început, sunt mândru că-s român cu așa un tată. Sunt mândru că-s român. Adevăr că eu chiar sunt mândru că-s român și trăiesc cu mândrie în țara asta. Dar cam atât. Ce pușca și cureaua mea cealaltă. Chirpici. Dar acoperișul are buba, vasea îl repară cu lipici. S-au luat de un an cu cununie, Doamne cât de rău s-au speriat. Preotul era să nu mai vie, că-și făcuse vila în alt sat. Preotul era să nu mai vie, că-și făcuse vila în alt sat. Dați mai fericiți ca niciodată, au căsuța lor la ei în sat. Din pritvor se vede câteodată cum dansează stuful penserat.
Nu fer, nu mai sunt ca altădată. Cum puteam vedea pe orice site? Ce frumos plutesc acum pe baltă sticlele de cola Fanta Sprite. Ce frumos plutesc acum pe baltă sticlele de cola Fanta Sprite. Cu safirii în delta lor, Luba și Vasilise iubesc. O poveste de amor în căsuța lor cei doi trăiesc. Vasa pasă întrerupătorul, însă lampa nu mai are gaz. Lasă că pornesc generatorul, zice, însă ia cadă de alt necaz. Luba a vândut toată benzina pentru 2 kg de ulei, ca să încerce să prepare cina din scrumbie pentru vasea-l ei. Ca să încerce să prepare cina din scrumbie pentru vasea-l ei. Vasea a plecat să prindă pește, dar s-a întors cu un glonte în picior, fiindcă delta lor acum este cumpărată de un senator. Luba dragă, adu-mi niște vodcăs și un pansament sau orice ar fi. Firar mama ta să fie lotcă ce-ai cântat pe private property. Firar mama ta să fie lotcă ce-ai cântat pe private property. Musafiri în delta lor, Luba și Vasilise iubesc. O poveste de amor în căsuța lor cei doi trăiesc. Vase atunci o roagă pe iubicica să-i pună gheață în pahar. Luba mai frumoasă este chiar ca orice blondă de miliardar. Iubicica deschide frigiderul doar să-ntoarcă ouăle ușor. Sper că ați înțeles cu toți misterul, frigiderul e incubator. Sper că ați înțeles cu toți misterul, frigiderul e incubator. Vasea o iubește, o privește cu tandrețe. Doamne, m-ai blagoslovit cu ea. Mulțumesc pentru acea mândrețe. Luba dragă, e liubliu tibea. Vasea iubește mult pe Luba. I-a luat o casă din chirpici, dar acoperișul are buba. Vasea îl repară cu lipici. Și haideți să mai Cristi Păsar. Un cântec că, care știu că este cerut și care a fost scris cu în ideea ca să trag așa un mic semnal de alarmă pentru părinți. În primul rând pentru părinți, apropo de educația pe care părinții o dau copiilor. Se numește pur și simplu Patria. Cine mai folosește astăzi prin școală sau pe acasă cuvântul Patria? Un puști o întreabă pe mămica sa, de-o face să-și înghită vorbele. Ce este, mamă dragă, patria? Că nu moară învățătoarele. Mămica lasă jos sacoșa în drum, ar vrea să plângă și să râd ar vrea. Copile, nu știu sincer ce să-ți spun, atâta știu ce-a mai rămas din ea. E locul de 60 de ani, își bagă prutul coada printre noi și doar pentru un pumnișor de bani porumbul nu mai este păpșoi. Luceafărul se întoarce în mormânt, că două vorbe nu mai poți să schimbi pe acest picior de plai, pe acest pământ. Româna se vorbește în două limbi. Patria! Patria! Ce este, mamă dragă, patria? Ce poate să spună mama ta ca să înțelegi ce înseamnă patria?
E o țară unde, ca să fii docent, lucrarea ți-o încep luni și-o termin joi. Să fii patron de club e suficient, să ai în Dobrogea un câr de oi. În pușcărie, domn, de vrei să fii, să ai celulă de miliardar. Îți treci toată averea la copii și în CV îți treci că ai fost primar. Și în loc să scoți cărbun, te apuci și bați și lași orfani o droaie de copii. Și în loc ca să dai țării kilovați, dai țării vreun volum de poezii. Ne luăm ostatici singuri noi pe noi, cu un circ de zero lei și zero bani. Cum e posibil, veți afla doar voi peste aproximativ 50 de ani. Patria! Patria! Ce este, mamă dragă, patria? Ce poate să zbură mama ta? Ca să înțelegi ce înseamnă patria, când tu vei fi, mămică, mare șef, te roagă mama ta acum ceva. Să nu dai formele de relief, că asta mai rămas din țara ta. Ba nu, mai e un lucru, am uitat. Mămica ta te roagă, puiule, în caz că vei ajunge șef de stat, să nu dai barză, varză, viezure. Sunt curios ce se va întâmpla, ce mama puștului răspuns va da. Peste jumătate de secol și ceva, la întrebarea ce e patria, ce mama lui răspunsul ei va fi, ce mama ei de viață vom trăi, ce mama lor de șmecheri de copii, ce mama ei de treabă vor gândi. Patria, asta e patria. Mai am de cântat, dar am plăcerea să-l invit pe Cristi, un prieten foarte drag, să mă ajute cu ce zici tu acolo până se mai reglează un pic. Și apoi continuăm, da? Deci Cristi Dumitrașcu, o să cer și o să-l secundez. Ia uite, și vine și Liviu. Vine și Liviu, s-a terminat jucăria. Nu! No. Iată că nu vă spun, na. Hai să vedem. Cânte cum se numește Acote de un car cu boi, măi. Deci așa. Acote de un car cu boi, măi. Acote de un car cu boi, șeșantea la cimpoi, măi. Ce vene de la pădure, ce vene de la pădure, uși avem manje de mure. Când je vais entrer în casă, când je vais entrer în casă, le chamioc la ia pe masă. Je cherche atunci nevasta, je cherche atunci nevasta, pur la demand de ce-i asta. Pân' să văz cum o stă cazul, pân' să văz cum o stă cazul, s-o n-amur sări părleazul. Ja porte ma fam în curte, aporte, mă fac în curte, purdone câteva bâte. Ei zice, mama, e, tu ești crântit, măi. Mama, e, tu ești crântit, il est membre de partid, măi.
mai zice: o mare, qu'est-ce que tu vrai, măi? Acum e a treia limbă. Mon mari, qu'est-ce que tu vrai? E de la Ude Mire, măi. Le soleil arde ca focu. Le soleil arde ca focu. Je pleurai al meu norocu. Au venit băieții? Da? Mai e? 2, 3, cum așa? 4? Ok. O fabulă. Albă ca zăpada. Post scriptum la poveste, adică conferința de presă, da? Că a făcut conferința de presă, normal. Asta e, da? Orologiu. Castel. Noaptea. Orologiu. Sună orologii. Frumoasă albă ca zăpada, în calitate de prințesă, ne cheamă pentru prima dată la conferința ei de presă. Căci lumea întreagă vrea să știe cum a fost traiul cu piticii acolo în sălbaticie, fără coafor, fără servicii. Hai, fată, spune-ne, urlau cu coanele, ce se întâmpla când se întorceau din mină când veneau? Ce se întâmpla când se întorceau din mină când veneau? Sunt televiziuni în sală, radio-uri, ziare, berechet și cunoscute în capitală, reviste pentru cuconet. Curg întrebările în valuri, se cer detalii palpitante, ce mai se caută scandaluri și amănunte mai picante. Hai, fată, spune-ne, urlau cucoanele, ce se întâmpla când se întorceau din mină când veneau? Hai, mă, zi! Ce se întâmpla când se întorceau, pe bune, ce-ți făceau? Când o întrebare drăsneață pe care o reproduc aici a zis așa, făcut-au față, că erau șapte, dar pitici. Răspunsul fetei de zăpadă s-a strecurat așa prin șoapte, lăsând roșața să se vadă, le zis, erau pitici, dar erau șapte. Vă dați seama că și mie ca și vouă ne pare rău că se întâmplă ce se întâmplă pe plan, pe plan cu războaie, cu dați așa. Dar eu am scris cântecul ăsta cu mulți ani în urmă, nu are legătură cu ce se întâmplă acum, dar l-am scris pentru că tehnica asta cumpărată de noi cu mulți ani în urmă ne-a trădat de-a lungul timpului. Și văd că în continuare se întâmplă cam la fel. Se numește pică micu îmbătătură. Deci nu moare nimeni în cântecul ăsta. Adică pilotul, o să vedeți, nu vă dau amănunte. Poate știți cântecul. Tata meu în fundul curții mulge oaia, laptele se adună și umple tigaia. Tata stă și meditează, oaia stă și depitează. Tata stă și meditează, oaia stă și depitează. Nor se adună peste o gradă, tata cântă, vrea să vândă laptele să-mi facă nuntă.
cea mai aleasă oaie. Curge laptele și roaie din cea mai aleasă oaie. Oaia-i bucuroasă că e dată gata, cer vâjie, dar mândru este tata. Laptele pe bris îl pune și-apoi zice o rugăciune. Laptele pe bris îl pune și-apoi zice o rugăciune. Doamne, oprește vâjitul, tata zice, dă toate noroc pe casa mea să pice. Uite, micu, cu virează, tata stă și se holbează. Uite, micu, cum virează, tata stă și se holbează. Tatăl meu să uită în cer, mare-i mirarea, a luat foc micul la încerca lumânarea. Tata-și cheamă la el oaia și ia în brațe tigaia. Tata-și cheamă la el oaia și ia în brațe tigaia. La pân să creadă el că oaia o salvează, Ionel pilotul se catapultează. Micu pică-n bătătură, face oaia cu chitură. Micu pică-n bătătură, face oaia cu chitură. Refren. Oaia ta din prăștiată însă se stinge, uf, arde casa, laptele ticaie se încinge, uf, 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 linoleanu strânge masa. De ce, Doamne, te apucătoare? De ce dai în noi cu avioane? De ce, Doamne, te apucătoare? De ce dai noi cu avioane? Tata și Ionel pe prins pe sus pătează, nici ei și nici oaia nu mai meditează. Se odihnesc, vorbesc în șoapte și beau un pahar cu lapte. Se odihnesc, vorbesc în șoapte și beau un pahar cu lapte. Rămas așa, ca să nu ziceți că sunt băiat, adică sunt băiat fin oricum, se știe așa, am să vă urez, nu vouă, nu e pentru voi. Dar e o urare care la român se poartă, eu și ieri la altele am avut probleme cu vecinul meu, care n-are, eu am capra, el n-are. Și este vorba despre Muriță Arcapra. Este, cum? Bine, dacă vreți, domnul... Bine, uite, un mit de smarald, un cântec de dragoste, după care încheiem așa cu puțin umor, dar cântecul ăsta, mit de smaralde, pe care mi-l sugerează colegul Bobby, e un cântec de dragoste, l-am scris în vremea studenției, pentru... Nu mai țin minte pentru cine, pentru că iubeam așa de mult pe vremea. Dar e un cântec la care țin foarte mult. Mii de smaralde între mâna mea și a ta, aruncă gene de lumină până departe la cea mai frumoasă stea din anunților grâină. Adună într-un buchet lumina, lumina. Sunt ochii tăi pe talele, întind-o pe șevalet cu mâna, cu mâna. Și desenează soarele. Pune-l în ramă, așează-l undeva în salon. Va fi în casă prima stea, prima stea. Nu-ți fi
fie teamă, nu-l va stinge niciun om. Căldura lui va fi și a ta și sune muzica divină, divină. Sunt portative ochii tăi. Să plouă peste noi lumina, lumina, prin nenumărate portative ochii tăi. Să plouă peste noi lumina, lumina, prin nenumărate căi, prin nenumărate căi, prin nenumărate căi. Pentru că va fi un bis, nu? Da? Mai cântu. Și vor mai las pe prietenii noștri care au venit tocmai de la Drohoi. Atenție, asta am o parte de solo foarte greu de susținut, dar vă voi strădui. Și-a făcut vecinul Doro milă nouă în carte. Cine, e cineva Doro aici? Doro. Doro, ridică mâna Doro. Dorel. Bun, și-a făcut vecinul Doru vilă nouă în cartier. Are BMW la poartă, are poartă de fier. Are două menajere, le-a găsit pe internet. Are apă în piscină și o capră în loc de pet. Când se întoarce seara acasă, mă privește în sitir, mângâie capra pe frunte și îi dă un pumn de știri. Ceas de ceas mă enervează când îl văd ce tare e. Când căprița și par fumează ce doresc eu, Dorule, muriți-ar capra. Muriți-ar capra de infarct, Doruțu. Muriți-ar capra. Muriți-ar capra de infarct, Doruțu. Dărâmați-i sarcă soaia, secați-ar piscina și puțul. Dacia nu mai pornește, Doru își pune whisky-ar. Îmi miroase casa pește, Doru papă caviar. Eu am ruiem prin curte, el cu capra pe gazon. Ca să-i facă masaj capre, doar apasă un buton. Eu am igrazie în casă, Doru tot pe meterze. Își ascune și concepe un tablou din căcăreze. Nici nu trece o săptămână ca apare la TV. Ca descoperi pictura numai din căcăreze. Muriți-ar capra. Muriți-ar capra de infarct, Doruțu. Muriți-ar capra, muriți-ar capra de infarct, Doruțu. Dărâmați-i sarcă soaia, secați-ar piscina și puțu. Aici vine sol. Ieri m-am pomenit la poartă cu un polițist mascat. Dorulețu mă acuză cum că capra i-am stresat. Capra lui nu mai mănâncă, nu mai vrea vița cu ton. S-a luat de băutură, nu-i mai place pe gazon. Mai merge Doru într-o disperare. Mă anunță că de mâine el mă bagă la recoare. Capra bea și se droghează. Eu nu știu ce să mai fac. Când o văd că scoate limba și face un cardiac. Ți-a murit capra. Ți-a murit capra de infarct, Doruțu. Ți-a murit capra. Ți-a murit capra de infarct, Doruțu. A rămas să-ți pice casa, să sece piscina și puțu. A rămas să-ți pice casa, să sece piscina și puțu. A rămas să-ți pice casa, să sece piscina și puțu. Cu balada aia lui Pinta, în care începea în la minor, pentru că noi folcliștii cântăm în la minor. Și care zicea... Dalea. Tot respectul pentru asta, dar nu este aia. Iubita mea, de bună seamă. Aveți iubite care lucrează în domeniul IT? Cineva?
Da? Deci, de bună seamă, bă, seamă, nu este urși cine ar fi. E specialistă la o firmă, specialistă în IT. De aici o groază de probleme, căci când încerc să o accesez, nu reușesc să o deschid, să downloadez. Am dus-o vineri la Dureu, într-un landscape fenomenal. Mi se încinsese hardul rău, era într-un hal fără de hal. Îi dau un open la bluzon, pendrive-ul iute pregătesc. Când dublu click dau pe buton, să nebunesc. Aha, wrong password. Iubito, nu glumi. Aha, wrong password. Ce password poate fi? Aha, wrong password. Ok, iubita mea, dar spune-mi, 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 care e parola ta? La câți mi-au penetrat sistemul, zice, am uitat și eu. Utilizări am tot avut din clasa noua de liceu, dar vezi și tu pe internet, dacă găsesc să iei vreun crack, îi zic, cred că glumești, cu unul, ce să fac? Și atunci încep să mă gândesc ce aș mai putea să inventez. Un kick în box să-i servesc și încerc apoi să o rebutez. Îi dau un open general, dar am crezut că am să mor când am văzut mesajul de pe monitor. Ah, wrong password. Iubito, nu glumi. Ah, wrong password. Ce password poate fi? Ah, wrong password. Ok, iubita mea, dar spune-mi, 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 care e parola ta? Zicea, nu vreau să mă aleg cu un computer mic cumva. Îi zic, tu crezi că eu sunt bled? Dă-mi copy-paste, iubita mea. Și dacă s-o întâmpla, te iau și în mașinuță, iute hop, mergem la un ginecolog și drag and drop. Dar numai haine doar puțin să facem un explore prin bed. Iubito, scoate-mă din chin, zice, nu pot că sunt pe infrared. Dăm Word, dăm PowerPoint, Excel, dar numai dăm ceva, te rog, un virus cât... Ca să, că eu cânt pe note. Așa. Bine, o să vă cânt... Cine a făcut ASEO? Are cineva? A făcut ASEO cineva? ASEO, pe bune, în București, a făcut cineva? Știți povestea cu Bila aia de acolo? Da, o știți? Stai, stai! Cântecul ăsta se numește Olguța Gelofila sau Gelul Pedofilu, după cum simțiți sau doriți. Așa, și la asta, dacă se poate, eu o să zic că gelul este în prag de însurătoare, toare. Da? Ați, ca la Bobby McFerrin, așa. Gelul vrea să ia o fată mare, mare. S-a înțeles? Da. Începem! Stai să te văd mai târziu. Gelul vrea să ia o fată mare, mare. Merge prima dată la se, însă Bila tot acolo e. Gelul intră într-un liceu de vază, vază. Pe director dorește să îl vază, vază. Directorul îl lasă bosunflat, că și liceul procesul s-a încheiat. Gelul merge într-o școală primară, mară. Trebuia să vină aici de prima oară, mară. Gândește gelul, dar elevele
un eștepășit babacule. Gelu totuși vrea o fată mare, mare. Alege o grădiniță la întâmplare, mare. Olguța e cu alți copii la joc, iar Gelu se gândește, am noroc. O mângâie pe creștet și îi spune foarte blând că vrea să o educe și să o vadă el crescând. Iar când olguța o să facă 8 și ceva, o să se însoare într-un final cu ea. Acum stai așa. Fetița noastră începe să bocească. Geluța geluțul încearcă să o liniștească. Ce credeți că îl întreabă atunci olguța? Cum, nene, până atunci nimicuța? Degeaba celui spune lui olguța că nu e bine să te joci cu focul. V-am salvat! Nepăsătoare Olga se învăța, iar celul zice, m-a lăsat noroc.